roata, roata lumii, roata vieții, roata, roata. Pe 20 iulie, Ilona Brezoianu l-a ales pe Andrei. Da. Dacă nu știți voi, Andrei este instructor de schi. Mai este instructor de schi? Este, dar acum este pe iarbă. Pe iarbă? Este vară. Zici și tu tot acum în podcast. Cât durează dragostea? No! 3 ani. S-a văzut. Mergem mai departe. Asta a fost întrebarea roșie. Ti-ti-ti, go-go-go, cură-cură-cură-cu, co-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 
melodia unde noi am zis curu de cele mai multe ori și nu s-a supărat nimeni pe noi. Pentru că noi și când aveam coacoacoara, tot curu-curu-curu ziceam. Că asta ne aduceam aminte din refren. Ia-ți mireasă ziua bună. Iuhuu! Ți-am cântat-o pe asta la nuntă. Fraier, eu prost. Eu cântă Horia, la botez. Ce-a făcut? Uite, mai mâncăm un mic. Sper că nu mai cântăm, că eu nu mai pot să mănânc, să cânt. Stai liniștit. Eu sunt motanul Danila. Sunt cel mai mândru motan? De șoricei nu mi-e milă. Oricând aici îi am. Acum noroc că te mai invită unii la sala aparaturii. Opa. Bine că n-am chemat-o pe mama de la Giurgiu, că a fost scurt și săraca nici nu ajungea bine în față la sala aparaturii, că s-a terminat momentul și ieșeam. Da, da, ai fost în climaxul spectacolului. Sigur că da. Hai, Florine, nu? Faci un podcast cu mamele noastre? O, Doamne Dumnezeule, cred că ar fi o bucurie. Asta este o declarație de dragoste. If I could turn back time, if I could turn away. Acest podcast va fi pentru toată viața noastră, a copiilor și a nepoților noștri, pe YouTube. Și am auzit copilul că la radio. Să mai cu Magic FM. Care e foarte delicat, așa ne-ai chemat pe noi. Bă, ăsta e Brenciu la podcast, parcă era altfel podcast. Nu știu ce. Magic FM. Radioul lui Moș Crăciun. Sang și eu mai eu, pihunia la mie, o, papunul mi, mama eu, yo, 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 și-ncipul ai. Scuzați-mă, așa scrie. Am cedat nervos, sunt de 4 ore aici. Păi asta e și schema, că te ține mult să obosești, după aia spui numai prostii. Ce bulangiu!